Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, la ediția de săptămână aceasta emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Desigur, mult așteptați revista Alfa Omega TV Magazine pe lunile martie-aprilie. În drum se dumneavoastră este, în timp ce dumneavoastră vedeți în reluare această emisiune. Tema acestei reviste, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Înainte de a continua cu gânduri legate de această revistă, un scurt spot, să răsumim împreună timp de un minut revista pe aceste luni martie-aprilie. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, cel mai recent număr al revistei Alfa Omega TV Magazine. Citește articole despre nevoia de restaurare a vieții de rugăciune, la nivel individual, în familie și în biserică. Vei afla ce înseamnă mijlocirea profetică și cum se roagă poporul Domnului din România. Programul TV zilnic pentru lunile martie și aprilie. Abonează-te să primești gratuit revista Alfa Omega TV Magazine. Așadar, această revistă pe care o tipărim, iată, de aproape 14 ani, este în drum spre dumneavoastră, o tipărim și anul acesta, și luna aceasta, și timpul acesta, în 10.000 de exemplare. Vreau să vă fac o scurtă precizare. O să găsiți probabil și informații și în revista aceasta și pe postările noastre și în anunțurile noastre viitoare. Multe de dumneavoastră doriți să primiți, să aveți acces la revista aceasta doar online. Pentru aceea, dați-mi de știre sau prin e-mailul revista@alfaomega.tv sau telefonic sau intrați pe site. Găsiți o formă prin care să ne informați că doriți să primiți revista nu în format tipărit, ci în format electronic. Noi încercăm să optimizăm tirajul acestei reviste. Acum este de 10.000, este foarte scump și costul de tipărire, dar și taxele poștale, care sunt la 4 lei, au crescut foarte mult, astfel încât să ajungă doar la cei care citesc această revistă. Așadar, informațiile, datele de știre, ca să știm să optimizăm ediția următoare revistei la tirajul potrivit, mai ales că mulți de dumneavoastră doriți să răsfoiți electronic această revistă, așa cum ne-a spus mulți, nu mai trimiteți revista tipărită, nu o citesc, n-ajunge unde trebuie sau n-apuc să o iau de la biserică, ci o doresc în format electronic. O formă prin care puteți să ne ajutați să acoperim și costurile publicării revistei și alte costuri de producție, sigur, sunt sistemul de donații, aveți un link la donații, o să-l aveți la sfârșitul emisiunii, și un mic spot de a pune sămânța credinței în lucrarea Alfa Omega TV. Puteți să faceți oricând, așteptăm. Chiar spuneți da pentru revistă, dar doresc să mai sponsorizez încă 10 reviste. Costul unei reviste este aproximativ 10 lei, să știți. Atâta ne costă cel puțin 10 lei tipărirea, taxele poștale, timbrele, fără să mai pun la suboteală și munca colegilor noștri. Așadar, o variantă, o formă prin care puteți să sprijiniți lucrarea Alfa Omega în această vreme, până luna mai, este redirecționarea a 3,5% din profit, din impozitul pe profit, către o fundație, cum ar fi Fundația Alfa Omega TV. Un spot pe care îl vedeți des pe canalul Alfa Omega TV, îl înserăm și în această emisiune. Vieți transformate, destine schimbate. O viziune pentru o națiune atinsă de Dumnezeu. Prin programele și proiectele Alfa Omega TV, români de pretutindeni sunt mântuiți, încurajați, binecuvântați și eliberați. Împreună cu Alfa Omega TV și tu poți să faci misiune prin media. Redirecționează până la 3,5% din impozitul pe venit. Fii parte la lucrarea de misiune prin media din România. Așadar, până luna mai, conform reglementărilor fiscale din România, puteți să redirecționați până la 3,5% din impozitul pe salariul dumneavoastră către Fundația Alfa Omega TV pentru acoperirea diverselor costuri. De altfel, în revista care merge către dumneavoastră veți găsi chiar un formular gata completat cu datele noastre pe care puteți să-l completați, să-l trimiteți fie nouă, să le trimitem la administrația financiară, fie direct la administrația financiară de unde faceți parte, fie intrând pe site la o locație care vă este afișată pe ecran. Și acum vă vorbesc puțin despre Israel. După cum vedeți, de ani de zile, Alfa Omega este o voce pentru Israel în media din România, poate cea mai articulată voce. Mulți ne critică, ne spune, întreabă de ce suntem, de ce am ales să fim o voce pentru Israel ca și televiziune creștină aici în România. Domnul ne-a pus pe inimă acest lucru și în diverse feluri și moduri, prin emisiuni, prin programe, prin știri, prin informații, prin literatură tipărită. Noi suntem într-adevăr o voce pentru Israel, vocea Domnului pentru Israel, care în această vreme trece prin mari suferințe, mari provocări, ca națiune, ca popor,
Noi știm din perspectivă biblică care este voia Domnului cu Israelul, cu pământul Israel, cu poporul Israel, cu rămășița, cu întoarcerea evreilor. Toate aceste lucruri le analizăm în diverse feluri și moduri pe canalul Alfa Omega TV, astfel încât mulți creștini, mulți pe care îi întrebăm ce vă place la Alfa Omega, ce se face la Alfa Omega, mulți ne spun, în sfârșit am înțeles de la Alfa Omega planul Domnului cu Israelul. Parte din acest efort al nostru constant este și participarea noastră la conferințe, organizarea chiar de conferințe, a 13-a ediție, a unei lungi conferințe, serie de conferințe, rugăciune pentru Israel, care noi ținem, iată, de vreo 15 ani, pentru că au fost vreo 2 ani de pauză din cauza COVID-ului. Am organizat și anul acesta conferința rugăciune pentru Israel, ediția a 13-a, împreună cu un parteneriat cu Christian for Israel din Olanda și cu Biserica Philadelphia din Baia Mare. O scurtă secvență din această conferință, chiar Willem Glasover, invitatul principal, președintele organizației Christian for Israel International, când el și-a prezentat cărțile care le-am și pe masă, dar el acolo în conferință și-a prezentat așa pe scurt cele 8 cărți publicate în România de Alfa Omega TV, după care revin în studio. Let me shortly tell something about this. This is the book De ce Israel? Why Această Israel? Această carte se numește De ce Israel? That's where it all started. Este o carte de studiu. When I was asked to become the chairman of Christians for Israel, I had to speak about Israel and I had no idea what I was going to say about Israel. Când am fost chemat să vorbesc despre Israel, trebuia să vorbesc despre Israel și nu știam exact ce voi vorbi. Because being a trained theologian, pentru că am fost instruit din punct de vedere teologic, they teach you nothing about Israel. Iar acolo nu te învață nimic despre Israel. A lot of Christian theology, mulți creștini teologi, but not Israel. Mult despre teologie, dar nu despre Israel. So I had to go back to the Bible. Așa că a trebuit să mă întorc la Scripturi. This is not theology. Și această carte nu este teologia. This is Bible study. Aceasta este o carte care vine din studierea Bibliei. What God says about Israel. Ceea ce Dumnezeu spune despre Israel. And I transferred all the rights to the ministry. Și am transferat toate drepturile către lucrare. That whatever would come out of selling the book would not go into my pockets. Ca tot ceea ce vine din vânzarea cărții nu intră în buzunarul meu. But would bless one of the many humanitarian projects that we do for the Jewish people. Dar va binecuvânta unul dintre proiectele umanitare pe care le facem pentru evrei. And then the Lord took this simple book. Și apoi Dumnezeu a luat această carte simplă. And today it's in over 40 languages. Iar today este tradusă în peste 40 de limbi. And we've never looked for translators. Și niciodată nu am căutat traducători. It simply goes recently Urdu. Doar a mers de la o națiune la alta. De curând a fost tradusă în Urdu. They are working on Farsi. Acum lucrează în Farsi. That's for the Christians in Iran. Aceasta este pentru cei din Iran. A new translation Chinese was made. A fost făcută o traducere nouă în chineză, Bahasa Indonesia, în Indonezia, Telugu, în Telugu, Russian, în Rusia, over 40 languages. În peste 40 de limbi. And then came, because I call it a trilogy, și pe urmă a apărut următoarea carte din trilogie, Jerusalem. Why Jerusalem? De ce Ierusalim? This first one is basically about the land and the people of Israel. This is about Jerusalem. Prima este despre Israel și despre țara promisă, a doua este despre Ierusalim. Which is a whole topic in itself. Care este un subiect în sine însuși. And then came volume number 3. Pe urmă a apărut volumul 3. And now you can pronounce it. De ce vremurile de pe urmă? Why end times? De ce vremurile de pe urmă? Because Israel, the land, the people and the city of Jerusalem, they're all part of the end times puzzle. De ce? Pentru că Israel, Ierusalim, toate fac parte din vremurile de pe urmă. Then this was pe urmă Israel, legăminte și împărăție. So it's Israel, covenants and kingdom. Este Israel, legăminte și împărăție. How do the covenants that are mentioned in the Bible? Cum legământul care este menționat în Scriptură, unde sunt cel puțin 9 legăminte, how do they relate to the kingdom of God that is in the Bible? Cum sunt ele în relație cu împărăția lui Dumnezeu care este în Scriptură? Well, they fit like hand in glove.
Ei bine, ele se potrivesc foarte bine. It's wonderful to discover these truths from the word of God. Este foarte interesant să descoperim aceste adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu. Now this is această carte se numește Semnele vremurilor. That's about the signs of the times. Este despre știința timpurilor. Jesus says, watch the signs of the times. Este despre semnele vremurilor. Iisus a spus, priviți semnele vremurilor. They ask him, when will you come in glory? Ei, ucenicii l-au întrebat, când vei veni în gloria ta? When will your kingdom come? Când va veni împărăția ta? Then he says, watch the signs of the times. Dar Iisus a spus, priviți semnele vremurilor. So a lot of these signs you can find in this book. Multe semne puteți găsi în această carte. A special one became this. Pe urmă a venit această carte specială, până când? Until. Până când? Which is a highly prophetic word. Care este o carte foarte profetică. What does the word until mean? Ce înseamnă până când? Well, things seem to go on and on and on and on and on and on and nothing changes until. Lucrurile par să meargă în aceeași rutină, până când? And then suddenly things change dramatically. Și apoi dintr-o dată lucrurile se schimbă dramatic. 14 of these divine untils I've dealt with in this. În această carte găsim 14 orizonturi profetice care vorbesc până când. Now this basically is one book, but in order that it would not become too thick a book. De fapt, aceasta este o singură carte, doar că este mare și nu putea să fie cuprinsă într-o singură carte. It's why is the savior of the world a Jew? De ce salvatorul lumii este evreu? Goes about the Jewishness of Jesus. Vorbește despre faptul că Isus este evreu. And then why peace on earth? De ce pace pe pământ? Because that was what the angels were singing. Este pentru că ceea ce îngerul a spus. When Jesus was born. Când Isus s-a născut. In Bethlehem. În Betlehem. Peace on earth. Pace pe pământ. But is that a dream? Will that ever become reality? Dar acest vis va deveni vreodată realitate? Peace in your heart when you accept the Lord? Avem pace în inimă când îl acceptăm pe Isus, da? Then you finally for the first time in your life you have peace. Este pentru prima dată în viața ta când ai pace, când îl primești pe Isus. And peace in heaven? Yes. Este pace în cer, da? When we die and we open our eyes in heavenly glory? Când murim și ne deschidem ochii în gloria cerească. See Jesus and the Father and all those who went before us and the angels. Îl vedem pe Iisus, pe Tatăl, pe cei care au mers înaintea noastră, yes. Pe îngeri, da. Peace in heaven. Acolo este pace. În cer este pace. But what about peace on earth? Dar cum rămâne cu pacea pe will pământ? That be a dream? Este doar un vis? No, peace will come to earth. Nu, pacea va veni finally, pe pământ. În cele din urmă. That's why the Jews are coming home. De aceea evreii se întorc acasă. A fost Wilhelm Glasover, el și-a prezentat cărțile acolo la Baia Mare celor care au fost la această 13-a ediție a conferinței Rugăciune pentru Israel. Tema acestei conferințe a fost Israel, o binecuvântare pentru întreaga lume. Eu doar cărțile care el le-a ridicat, le-a prezentat, le-am și aici pe masă. Desigur, a început și Wilhelm Glasover cu cartea aceasta De ce Israel, cartea lui prima de căpătâi cu care a început din aceea serie De ce Ierusalim. Sigur, sunt întrebări care și pentru noi astăzi sunt provocări. Și De ce vremurile de pe urmă, această trilogie De ce, care continuă și în prezent. A fost și este așa, sunt pietre de căpătâi a înțelegerii noastre față de ce, planul Domnului cu Israelul. O altă carte a lui, Israel, legăminte și împărăție, despre toate legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul timpului cu Israelul, până când, until, cum spune Wilhelm Glasover în engleză, despre orizonturi profetice, până când. Sunt anumite momente când Dumnezeu spune până aici, de aici încolo începe un nou sezon și cred că ne apropiem de un nou sezon în care Dumnezeu întoarce pagina și în ceea ce vește Israelul și a raportării bisericii la Israel. O altă carte de el pe care a prezentat-o doi, Semnele vremurilor. Noi am produs o serie de 52 de emisiuni corespunzătoare fiecărui capitolaj din această carte cu semnele vremurilor. Nu știm exact când și cum va reveni Domnul, care va fi sfârșitul, dar înțelegem și suntem obligați și știm noi ca și credincioși din Sfintele Scripturi care sunt semnele vremurilor. Și ultimele două cărți ale lui publicate de curând de Alfa Omega, De ce salvatorul lumii este evreu, De ce Domnul Iisus Hristos n-a fost de altă nație, de altă origine, de ce n-a fost
român, de exemplu, să nu zic altceva, sau american, de ce a fost evreu și de ce acolo se va întoarce în Israel și de ce pace pe pământ, de ce nu zicem noi pace doar în ceruri și nu pace pe pământ. Sunt două lucruri, două cărți ale lui Wilhelm Glasshofer care vorbesc despre zilele de pe urmă. Cu ocazia conferinței de la Baia Mare, a 13-a ediție a rugăciunii pentru Israel ca și conferință cu tema Israel, o binecuvântare pentru națiuni, am luat câteva opinii, ca de obicei, de la câțiva participanți, prieteni de-a noștri, toți ne știu, ne cunosc și am întrebat pe fiecare câte un gând despre Alfa Omega, atât legat de conferință, cât și legat de lucrarea noastră de peste 30 de ani în mass media din România. Câteva ne-am selectat pentru dumneavoastră în această emisiune. Sunt surprins să văd cât de mult am ajuns să îndrăgesc Alfa și Omega. Mărturisesc că urmăresc de când m-am întors la Hristos și îmi place să binecuvintez Alfa și Omega, pentru că ei la rândul lor ne binecuvintează de atât de mulți ani. Și vă încurajez pe fiecare dintre voi să priviți cu inima deschisă, să căutați ceea ce Dumnezeu face prin ei, ceea ce vorbește prin ei. Despre Alfa Omega vreau să spun doar lucruri de bine, să vorbesc doar de bine și să binecuvintez această lucrare care știm și suntem convinși că este din mâna lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Să vă binecuvântăm de la Baia Mare cu toate binecuvântările cerești și pământești, să vină peste voi și să funcționați mulți și mulți ani de acum înainte. Sunteți o voce pentru întreaga Românie și ajutați foarte mulți oameni să cunoască adevărul, să vină la mântuire și să-L cunoască mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Fiți binecuvântați! Eu am început să știu despre Domnul, despre Israel, mai multe prin Alfa și Omega. Și urmărind emisiunile de la Alfa și Omega, am urmărit în reluare o emisiune despre Healing Room. Acela a fost momentul în care, pe fondul bagajelor din trecut, am simțit că vreau să-mi descarc sufletul și eu la Healing Room. Și am ajuns la Healing Room în Baia Mare. Acesta a fost un nou început cu Domnul. Și mulțumesc Domnului pentru Alfa și Omega. Mă rog Domnului ca să vă dea uși deschise și să vă lărgească țărușii, sfera de influență, cât mai mult să ajungeți până la marginile pământului ca televiziune, ca și mesaje pe care le aveți. Îi mulțumim Domnului pentru Alfa și Omega. Alfa și Omega este o televiziune extraordinară aici în România, care duce cuvântul lui Dumnezeu în casele oamenilor. Și anul acesta are 30 de ani de când este înființată și dorim televiziunii Alfa și Omega multă prosperitate, multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și prin lucrarea pe care ei o fac, prin faptul că susțin Israelul, susțin adevărurile din Scriptură, ei fac împărăția lui Dumnezeu să înainteze și ceea ce Dumnezeu are pentru poporul român să poată să ajungă la poporul român. Deci eu consider că Alfa și Omega face o treabă excelentă prin a aduce împărăția lui Dumnezeu, prin a aduce valorile lui Dumnezeu, prin a aduce cuvântul lui Dumnezeu în fața oamenilor, ca toți să poată să intre în contact cu ceea ce Dumnezeu are pentru noi. În opinia mea, Alfa Omega este o televiziune necesară în România. Mi-aș dori foarte mult ca mult mai mulți tineri, în special generațiile astea nouă, să vadă valoarea pe care Alfa Omega o aduce în medii online și pe televiziune. Este foarte important să avem un canal de media care să fie acolo, să fie prezent și să fie o alternativă pentru ceea ce oferă media în zilele noastre, știind cât de controlată e media în zilele noastre, să ai în general un canal de media independent, este foarte important, dar să ai un canal de media care pune bazele în mintea ta, ceea ce înseamnă relații cu Dumnezeu, conexiunea cu Dumnezeu, să afli despre diferite lucruri de genul ăsta, e vital, Alfa Omega e ceva vital. Atâtea persoane, oameni, bărbați și femei care sunt atinși prin tot ceea ce faceți, prin faptul că vestiți Evanghelia. Și ce este mai mult lucru decât ca sufletele oamenilor să fie mântuite, sau de cuvântul vieții, despre Iisus Hristos, despre Mântuitorul, despre Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul acestei lumi. Vă binecuvântăm, rostesc peste voi favoare, rostesc cer deschis, rostesc ca binecuvântările cerești pământ să fie peste voi, să nu duceți lipsă de niciun bine și Domnul să vă ducă tot mai sus, cam câți mai mulți români și nu numai români să fie atinși prin
tot ceea ce faceți, pentru că semănați o sămânță care aduce rod. Chiar dacă poate acum nu o vedeți, dar sigur aduce rod. Deci vă binecuvântăm cu prosperitate, cu uși deschise, Domnul să lărgească teritoriul, să vă lărgească teritoriul și domeniile în toate privințele. Vă binecuvântăm. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Sunt, de asemenea, un urmăritor al televiziunii Alfa Omega. Țin minte că eram adolescentă încă când urmăream primele emisiuni. Urmăresc foarte mult Cartea Cărților și, pentru că sunt și cadru didactic, este o emisiune și un filmuleț care copiii îl cer la școală și pe care îl urmărim așa în anumite zile de relaxare. Cred că Alfa Omega este o televiziune care transmite mai departe de pe acoperiș, să zic așa, ceea ce poate se transmite la un nivel mult mai intim. Așadar, au fost câteva opinii din Baia Mare, de la cei care ne-au urmărit de ani de zile, care se roagă pentru noi. Mulțumim Domnului pentru acest nucleu, această zonă a Maramureșului, unde sunt foarte mulți credincioși. E o zonă mai specială în România, prin care Dumnezeu cred că va provoca tot mai mult restul țării. Pe valori creștine, iată că și pe dimensiunea Israelului, e o provocare mai neobișnuită. În finalul acestor conferințe, desigur, i-am luat un gând, un punct de vedere și despre conferință și despre Alfa Omega lui Vali Paul, prietenul nostru, pastor al Bisericii Filadelfia, care vedeți de gând în gând și pe canalul Alfa Omega TV. L-am întrebat: Vali, ce crezi despre Alfa Omega noi acum când aniversăm, când celebrăm, când ne uităm în urmă la cei 30 de ani de slujire, de activitate, și vrem să înserem aici acest gând al lui despre lucrarea Alfa Omega TV în spectrul de media creștină din România în acești ultimi 30 de ani. Alfa Omega este un studio care, într-un fel, este avantgardist, pentru că are curajul să meargă pentru lucrurile astea noi. Într-un context media în care aproape toți se orientează într-o poziție anti-Israel, Alfa și Omega a decis să rămână alături de Dumnezeu, alături de Israel, pentru că Dumnezeu este pentru Israel. Și dacă vrei ca să fii pentru Dumnezeu, trebuie să fii pentru Israel. Știu că acest lucru nu este ușor, pentru că vine în conflict cu ce spun ceilalți, dar noi trebuie să știm un lucru. Atunci când Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Și atunci când suntem dispuși să plătim prețul ascultării de Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna binecuvintează și răsplătește, pentru că El este credincios. De-aia vă binecuvintesc cu strategii noi, și așa cum am cântat acel cântec, o ungere nouă este și pentru voi. Credem că Dumnezeu aduce o ungere nouă și rupe lanțurile care de multe ori și limitările care ni le-am pus peste noi. Noi de multe ori spunem că limitările, lanțurile au fost puse de alții. Nu, sunt puse de noi, pentru că diavolul doar pune lanțurile la dispoziție. Este treaba noastră dacă ni le punem pe mâini sau nu. El nu ni le va pune pe mâini cu forța, nici pe picioare, ci noi vom face lucrul ăsta când vom zice: da, este așa, nu pot, nu merg. Dar dacă le vom da la o parte, nu vor avea niciun rol decât a fost încă o piedică pe care am depășit-o. Și că vă binecuvintez cu strategii noi, cu idei noi, cu finanțe din resurse pe care poate niciodată nu v-ați gândit să le accesați. Nu știu despre ce vorbă, dar vreau să vă încurajez să faceți lucrul ăsta. A fost Vali Paul cu câteva gânduri despre lucrarea Alfa Omega în acești 30 de ani. Desigur că ne bucurăm că rezonăm nu numai pe dimensiunea închinării cu Biserica Filadelfia din Baia Mare, cu nordul României, cu Maramureșul, dar și în ceea ce privește Israelul. Iată, și au primit o revelație. Cum primesc tot mai multe biserici, e important ca noi ca biserică să ne aliniem planul lui Domnului cu Israelul, și pe lângă alte obiective și priorități pe care avem noi ca lucrare Alfa Omega, aceasta rămâne o constantă, atât ca, cum zic eu, ca persoană, ca familie, ca biserică, ca oraș, ca națiune, să ne aliniem planul lui Domnului cu Israelul, să iubim Israelul, să binecuvântăm Israelul, dacă dorim să fim binecuvântați. Este un principiu biblic, Dumnezeu nu se schimbe, același, și până la sfârșit, cred că, indiferent de pierdem prieteni sau nu,
că sunt interpretări diferite sau greșite, noi vrem să avem o perspectivă biblică a ceea ce înseamnă Israelul și relația, raportarea Israelului și a bisericii la acest plan al Domnului. Și în final, în ultimul minut de emisiune pe care l-am, vreau să mai arăt și alte câteva broșuri sau cărți care le avem pe această temă. Avem multe. Mi-a fost și greu să aleg din raft câteva despre Israel. Iată o carte mai puțin căutată, Israelul contează, într-adevăr, contează Israelul. Ne place sau nu ne place, contează pentru Dumnezeu, trebuie să conteze și pentru noi. O altă broșură, Credința creștină fără Israel. Ce ar însemna credința noastră creștină fără să avem în plan Israel? Ar fi valabilă sau ar fi o credință de suprafață? O altă carte, Iisus și Israelul. Da, mulți spun că Iisus a fost lepădat de Israel, dar el a fost evreu. El se va întoarce în Ierusalim, de acolo unde s-a înălțat. El este evreu și Dumnezeu are un plan cu evrei, cu poporul Israel. Dumnezeu a ales, a creat, bineînțeles, Israelul, suntem acolo cu asta, de a și ales pentru un plan deosebit, acela de a binecuvânta națiunile. E o carte mai tranșată, o broșură, datoria noastră față. Avem și o datorie față de Israel, să-l binecuvântăm, să fim alături de el, cum spunea cineva, noi îl simpatizăm doar pe evreii care nu mai sunt printre noi, evreii morți, cum a fi Moise, Solomon, David. Pe aceștia onorăm, îi respectăm, le cităm cuvintele, preluăm principiile, dar cu evreii vii, ce facem? Cum îi protejăm? Ce facem? E un gând pe care, poate vi-l mai spun sub altă formă și cu alte ocazii, dar acesta este ceva ce am pe inimă. Da, de ce este atât de greu pentru evrei să creadă în Iisus? E o mahramă, un văl, care deocamdată Dumnezeu l-a pus pe ochii evreilor, dar timpul potrivit el îl va da la o parte. Desigur, mult aveți întrebări despre Israel. E o broșură care încearcă să răspunde la câteva, la 70 de întrebări despre Israel. Poate găsiți una la care trebuie să răspundeți. Și o ultimă carte, Când crucea a devenit o sabie, despre începuturile antisemitismului în Europa, în întreaga lume, când încă din vremea cruciaților și nu numai de atunci, în numele crucii am făcut atâta rău comunităților de evrei. Sigur că în luna mai, ca de obicei, vorbim mai mult despre înțelegerea vremurilor, despre Israel. Am vrut însă să vă provoc de pe acum. Sunt momente critice. Cine știe ce va fi până luna mai? Noi până atunci trebuie să credem, să slujim, să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem de Biblie, să-L cinstim pe Dumnezeu, pe Dumnezeu lui Israel, pe Domnul Iisus Hristos, care s-a născut, a trăit, a suferit, a murit, s-a ridicat la cer și va reveni în Israel. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu uitați, rămâneți și fiți mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.